Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Authorship. A trecut 14 septembrie până când era ICO la ei și acum trebuiește monetele care noi le-am adunat aici să le cerem pe portofelul nostru Ethereum. Eu un video despre Authorship am două. Create. În primul video am arătat cum facem portofelul. Fără acest portofel noi nu puteam să facem înregistrare. Vă mă uitați încă o dată și vă duceți aminte ca să puteți să faceți pașii care cum o să-i arăt. Nu o să întrebească portofelul nostru Ethereum care l-a indicat aici și linkul de referral care l-am primit la înregistrare. Pentru a face o formă, deci uitați, pe site Authorship, cum intrăm. Intrăm în direcția Bounty, Company, sau poate undeva greșesc. Deci aici se spune, nu trebuie că pe 14 septembrie s-a terminat și acum, stați să traduc. Putem cere monetele date pe portofelul nostru Ethereum, care l-am indicat la înregistrare. Toți participanții la companie de recompensă pot solicita retragerea mărcilor, adică monetelor ATS, primite gratis, în completarea acestui formular. Deci apăsăm pe acest formular, unde nou ni se deschide condițiile. Mai jos, știți atent, vedeți, trebuie scris e-mail-ul. Fără liter mai și mai departe, cum el este, corect. Și mai departe, eu deja sunt studiat. Cum am făcut datele la înregistrare, așa completăm. De pildă, eu am fost la eu. Aici mai jos scrim e-mail-ul. Care l-am indicat. Repetăm încă o dată. Peste tot unde este steluță, trebuie de îndeplinit neapărat. Adresa noastră Ethereum, care am indicat-o, o găsiți. Eu am găsit-o și am pus aici preventiv. O copie. Că așa eu să înțeleg că sunteți voi persoana ce nu altcineva. Iar link-ul de referral trebuie să vadă câte monete s-a donat. După eu. Plăsăm aici link-ul de referral care l-am avut. Și mai jos sunt niște condiții care trebuie să le acceptăm. După eu apăsăm pe captcha. Și verificăm încă o dată dacă am făcut corect. Să nu greșesc undeva ceva. Și apăsați pe Submit. Așa, nu trebuie să încă o dată să nu. Dacă dispare, vreau să mai fac un video în altă limbă. Dacă deci eu fac mai prima dată cu voi, dacă ceva nu merge, nu o să meargă. Deci eu nu fac mai multe dubluri, cum este, așa este. Și apăs. Și o
Итак, вспомним KFL 4, до 3 изделия, ОССЕ ФАК операции. Кусок ЧС. Deci cam atât procedură, nu nimic complicat. Faci tot ceea ce am făcut eu și în 2-3 zile, cum scriu eu aici, banii o să fie transferați în portofelul Ethereum. Adică monetele și undeva o lună, două o să fie la borsă, posibil de vândut. Cine o să vrei, eu aceste monete o să le mai țin. Din start el o să fie cu 15 cenți. Dacă urcăresc măcar 3-4 ori și le vând cu un dolar, ar fi super. Eu am în jur de 8.000 de monete, 8.000 de dolari să faci pentru monete donate gratis, gândiți-vă și voi. Se merită în astfel de proiecte de participat ori nu. Deci chiar și cu 15 cenți, cât e să cușul din. Dar n-are rost cu 15 le vin, scrie ele. La început, când apar pe bursă, ele cad în preț. Undeva pește o lună, două, începe a crește în preț. Căci le vând toți cei care le-au adunat puțin sau eu știu și vor mai repede să facă bani. Deci 8250 de monete mulțim la 0,15 cenți, 1237 de dolari, da. Nu știu dacă de 4 ori o să crească. 5000 de dolari la 60 de cenți. Cam atât ce am răspuns, nu mai bine.